Mergem pe centura capitalei, între DN7 și A1, unde se lucrează, sau vorba bine, se lucrează. Dumneavoastră ați promis că ați anunțat un termen că până la finalul anului se va da drumul la circulație pe 4 benzi. Cu toate acestea, am văzut în imagini aeriene publicate de curând de Asociația Pro Infrastructura că șantierul e mai degrabă gol, că sunt foarte puțini muncitori și puține utilaje pe șantier. Vă mai mențineți declarația că până la finalul anului va fi deschisă circulația pe 4 benzi? Ne menținem declarația, și anume, nu neapărat declarația, ci angajamentul. Au fost mai multe elemente care au încurcat evoluția șantierului, de la deținătorii de rețele care nu au dat închidere de furnizare ca să se treacă pe traseul nou, de la exproprieri suplimentare, chestiuni care astăzi toate au fost deblocate, rezolvate. Mâine voi fi acolo să vedem exact dacă ceva mai blochează evoluția șantierului și astfel încât la sfârșitul anului să dăm drumul la circulație două benzi pe sens. S-a mobilizat, se mobilizează? Nu constructorul pare. Se mobilizează, toate zonele care nu sunt avansate au avut ori exproprieri, ori deținători de rețele. Cam astea ar fi... Și mai este timp fizic până la finalul anului? Mai este. Pentru că nu sunt lucrări de o învergură deosebită. Bun, am reținut și acest termen, îl punem la bilanț acolo. Dar întotdeauna am spus că la sfârșitul anului va fi deschis pe două benzi. Între DN2 și A2 vorbim de un contract care a fost reziliat din 2015, aproape se fac 2 ani de când a fost reziliat și încă nu a fost relicitat acest consort. În aceeași manieră am spus garbage in, garbage out, în sensul că dacă documentația de atribuire nu este una corectă, completă și de bună calitate, vom culege aceleași roade pe care le-am cules până acum. Am scos la o procedură de achiziție reproiectarea întregului sector, astfel încât toate intersecțiile să fie organizate, denivelat și să satisfacă necesarul din zonă. Proiectul, conform program, ar trebui să vină astăzi în companie, urmând ca până la sfârșitul anului să fie scos la licitație. Știți că în aprilie, când ați fost aici la noi în studio, mi-ați spus așa și vă citez, va fi scos la licitare în luna august și suntem în noiembrie. Suntem în noiembrie, proiectarea nu a mers așa cum ne-am planificat, contractarea tot așa a durat mai mult, suntem dependenți de procedurile de achiziție, chiar dacă noi ne facem un program, vedem un exemplu bun e pasajul de la domnul. Această proiectare care s-a făcut acolo a fost ceva în plus față de contractul care a fost semnat? A fost ceva în plus, intersecțiile s-au proiectat denivelat, în sensul că s-au făcut pasaje, s-au făcut... Vorbim de intersecțiile care? DN2 și DN3? Da. Și aceste intersecții denivelate vor fi scoase la licitație? Adică acest nu proiect? Nu separat, vor fi scos unitar, da. Asta a fost gândirea, ca să nu facem din bucăți și o cârpeală, mai facem o bucățică de drum, ci scoatem totul unitar, pentru care o durată de viață de 100 de ani, să facem odată și bine. Bun, pentru că tot vorbeam de niște termene depășite, despre centura sud, în aprilie spuneați așa, tot aici la noi în studio, și vă citez, estimările mele sunt că la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, să-l băgăm în seapă. Din nou suntem în noiembrie. Ce s-a întâmplat? Am avut un studiu de fezabilitate, o revizuire a studiului de fezabilitate. Este un proiect finanțat din fonduri europene. La vremea respectivă s-a decis să se facă o reevaluare a traseului, pentru că era acolo în contradicție oarecum și cu A0 și a spus să avem două A0 proiecte. A0 este Inelul 2. Este Inelul 2 la nivel de autostradă. Și am zis, pentru a fi sigur că acest proiect primește finanțare europeană, să îl supunem unei evaluări la nivel european, să spun așa, pentru că am intrat într-o relație cu BU, care la rândul a semnat un contract cu un proiectant detalii internaționale, care va face pe a doua jumătate de sud, și anume cea dinspre est, sud-est, să DN5A2, să facă un studiu de traseu. Și am spus așa, să nu stăm cu toată centura până se finalizează acest studiu și să scoatem la licitație A1 DN5, partea vestică, sud-vestică, partea sud-vestică, și
să meargă în paralel, pentru că sunt două elemente, două componente care pot funcționa independent. Deci pe A1 DN5 vorbim de același traseu, modernizat la două benzi pe sens, intersecții denivelate, toate? Totul este cu intersecții denivelate. Drumuri colectoare? Cum era în proiectul prezentat de va SF? Fi, să spun, cu drumurile colectoare sau drumurile colectoare vor fi implementate într-o etapă ulterioară. Deci un alt contract. Un alt contract. După, da, da. Bun, și cu DN, să clarificăm, cu DN5 A2, cu acea, unde se face acel studiu de traseu? DN5 A2, acest proiectant specialist de talie internațională va face această evaluare până luna aprilie și în funcție de rezultatele acestuia vom decide în consecință.